Angajații Centrului Eparhial al Episcopiei Caransebeșului și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian continuă zilele acestea să-i viziteze pe copiii, bătrânii și bolnavii din spitalele, așezămintele și centrele sociale. Binecuvântarea ierarhului și vestea nașterii Mântuitorului Hristos au adus în sufletele celor aflați în suferință mângâiere și speranță. Împreună cu un grup de colindători format din seminariști și angajați ai centrului eparhial, Preasfințitul Părinte Lucian a vestit ieri nașterea Domnului la Centrul Școlar de Educație Inclusivă, Complexul de Servicii Sociale Buna Vestire și la Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost. A fost vizitat ieri și Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfinții Constantin și Elena din Caransebeș. Copiii, persoanele vârstnice și personalul unităților au primit din partea ierarhului dulciuri, calendare și alte daruri. Copiii de la Complexul Buna Vestire au pregătit pentru oaspeți un program de colinde. Ierarhul și colindătorii au mers astăzi pe Valea Bistrei, acolo unde primesc îngrijire instituționalizată persoane vârstnice și copii nevoiași. Au fost vizitate așezământul de servicii sociale Sfânta Cuvioasă Parascheva, centrul pentru adulți și persoane în vârstă în dificultate din Oțelul Roșu, dar și spitalul orășenesc Oțelul Roșu. Suntem în misiune în Episcopia Caransebeșului, aducând tuturor celor care ne primesc vestea cea bună a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Le mulțumim tuturor celor care ne-au primit în aceste zile sfinte și binecuvântate ca să le aducem mesajul colindului strămoșesc. Împletim atât cât putem colindul strămoșesc cu filantropia, pentru că sfinții ne-au învățat că fără iubirea aproapelui nu putem ajunge să-L iubim desăvârșit și absolut pe Dumnezeu. Și-L avem ca exemplu, iată, chiar în aceste zile, pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, cel care a iubit liturgia, rugăciunea, asceza, dar i-a iubit pe toți oamenii, practicând din tinerețe filantropia. Ne transmite emoție, învățăm să fim mai buni, învățăm de la cadre și împreună cu copiii. Copiii socializează, învață să fie mai aproape de Domnul. Săptămâna viitoare, în cadrul școlii altfel, îi ducem la catedrală pentru rugăciune, pentru că trebuie să fie mai aproape de Dumnezeu. Cu multă bucurie am primit astăzi pe Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, însoțit de elevii seminarului teologic, care ne-au încântat cu colindul străbun și ne-au umplut inimile de bucurie și speranță. Mulțumim pentru darurile oferite tuturor. Ne-au oferit niște clipe foarte plăcute și foarte calde, că ne-au colindat. Le mulțumim frumos pe această cale și tot timpul e o bucurie când îi avem în preajma noastră. Avem aici 45 de beneficiari care își duc viața cu anii care îi mai au și cât putem să le mai ușurăm zilele care le-au de dus. Ne bucurăm foarte mult de vizita Părintelui Episcop și a Sfințiilor, părinții preoți din zonă, din oraș și din alte părți. Este o bucurie pentru noi toți. Ziua s-a încheiat la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Glimboca, unde beneficiarii au fost colindați și au primit daruri din partea ierarhului.